Și discutăm despre acest summit extrem de important cu europarlamentarul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară. Bună ziua! Bună ziua! Pare a fi un punct critic cel în care se află acum oficialii NATO. Nu sunt semne de niciun fel că ar putea să se schimbe ceva pe front, că ar fi pe aproape sfârșitul războiului și în același timp nici nu pot să primească Ucraina în NATO, pentru că deja acest lucru a fost spus de nenumărate ori, explicat. S-ar complica lucrurile și mai mult, și oricum Ucraina nu este pregătită. Așadar, ce se poate decide într-un astfel de cadru la Vilnius, în așa fel încât să se depășească măcar blocajul în care se află acum? Este unul dintre cele mai importante summituri din istoria NATO, în primul rând pentru că aliații au hotărât să aibă această reuniune la doar 35 de kilometri de frontiera cu Belarus, deci aproape de zona de influență a lui Putin, și evident că de aici se vor transmite mesaje extrem de puternice. Dacă Rusia la început și-a propus ca în doar câteva zile să ocupe Ucraina, iată că deja au trecut peste 500 de zile și Putin, în cel mai bun caz, poate spune că menține situația sub control, deși în urmă câteva săptămâni am văzut că nu avea capacitatea nici măcar proprii mercenari să îi țină sub control. De aceea eu cred că deciziile pe care astăzi și mâine NATO le vor lua sunt extrem de importante pentru securitatea europeană, pentru că aliații, pe lângă faptul că au deblocat chestiunea legată de aderarea Suediei, și aici este meritul evident al tuturor, pentru că Turcia nu mai are obiecții în ceea ce privește extinderea NATO, și iată un mesaj extrem de important. Mai mult decât atât, Alianța Nord-Atlantică își asumă să susțină pe termen nelimitat Ucraina în a rezista în fața agresiunii Federației Ruse. Mesajul către Putin este foarte direct. Indiferent cât te vei înarma, indiferent ce provocări vei arunca în continuare în acest război absurd pe care l-ai declanșat în Ucraina, noi rămânem uniți și evident că vom apăra valorile care stau la baza NATO, și anume să le asigure, să asigure securitatea pe continentul european. Putin, în momentul de față, are de răspuns la mai multe provocări și le poate închide pe toate printr-un singur cuvânt, prin oprirea acestui război, prin semnalul pe care îl poate da. Doar Kremlinul poate opri conflictul armat și evident că toate deciziile care se vor lua astăzi și mâine vor determina Moscova să-și schimbe abordarea. Altfel, pe termen mediu și pe termen lung, nu va avea decât de pierdut și mai mult. Din păcate, în acest război absurd mor și foarte mulți oameni nevinovați. Se vorbește foarte mult și despre o contraofensivă a ucrainenilor și, evident, sunt foarte mulți care își pun speranțe în asta. Dar cât de realistă ar fi, până la urmă, o contraofensivă care să ducă, eventual, și într-un termen rezonabil, la încheierea războiului? Realist vorbind. Toți cei care sunt preocupați de chestiune ce țin de securitate știu foarte bine că, din punct de vedere militar, Rusia este de 20 de ori mai înarmată decât Ucraina. Și evident, când ai în față un asemenea agresor, lucrurile sunt greu de gestionat din punct de vedere al oricăror operațiuni care se desfășoară în teren. Însă ce este cel mai important este că Ucraina este susținută în momentul de față, că NATO ia decizii cu caracter juridic în ceea ce privește susținerea Ucrainei, în ceea ce privește pregătirea militarilor, în ceea ce privește oferirea de suport militar în continuare, muniție necesară pentru a rezista. Ofensiva nu se poate desfășura în condițiile date foarte ușor, pentru că Rusia a minat câmpuri întregi, pentru că Rusia a lăsat foarte multe capcane în aceste teritorii ocupate și evident că această contraofensivă nu se poate face simplu, dar important este că armata Ucrainei în momentul de față, după un an și jumătate de luptă, este extrem de determinată în a merge mai departe, în a rezista și evident aduce această contraofensivă care costă vieți umane, pierderi umane, costă în echipamente multe pe care, evident, trebuie să le primească în continuare. Însă este foarte important acest moral pe care îl are armata ucraineană în a rezista
în fața acestei agresiuni pe care Rusia o duce. Și este important să subliniem că și România are un rol foarte important în această ecuație și cred că noi trebuie să conștientizăm că rolul nostru este de a fi furnizor de securitate și, evident, prin toate instrumentele pe care le avem, să contribuim la consolidarea și susținerea celor care luptă astăzi pentru ca Europa să nu ajungă acolo de unde a plecat acum mai bine de jumătate de secol. Mai e o chestiune care a tras atenția zilele trecute tuturor celor care urmăresc ce se întâmplă pe front, toată acea nebunie declanșată de Prigojin. S-a spus inițial că există șanse ca acesta să dărâme Kremlinul, că sunt șanse ca Prigojin să se alieze cu alte forțe care să ducă la o schimbare surprinzătoare în ceea ce privește desfășurarea acestui război. Ori ieri am aflat că de fapt Prigojin s-a întâlnit cu Putin, el nu se află în Belarus, nu este în pericol. Oricum nu știm ce să mai credem din toate aceste informații, dar chiar și speranța pe care o avea unii că ar putea să se schimbe ceva și că există niște forțe care doresc o schimbare la Kremlin, inclusiv din interiorul cercului intim al lui Putin, toți acești oameni s-au înșelat. Rusia n-a avut niciodată o schimbare de regim în format democratic. Chiar și atunci când a mimat Putin că se retrage din funcția de președinte și nu mai candidează, am văzut că și-a pus un om apropiat pe care l-a controlat și care astăzi a devenit așa un fel de mascotă a Kremlinului, mă refer la perioada Medvedev. Evident că în momentul de față, la Kremlin, există o luptă puternică pentru succesor sau pentru schimbare de regim. Faptul că Prigojin a reușit să deranjeze atât de mult regimul Putin nu este o acțiune asumată de un singur om. Este evident că acolo au existat decizii, atât militare cât și politice, prin care acest om a fost utilizat pentru a-l pune pe Putin în dificultate. S-au produs în mod clar negocieri extrem de dure între diferite tabere. Nu avem informații publice, dar este limpede de dedus acest lucru, pentru că nimeni în Rusia nu poate desfășura o asemenea operațiune fără a avea implicații reale din cercul puterii. Rămâne de văzut cum vor decurge aceste evenimente, pentru că la ora actuală în Rusia nimeni nu mai este sigur de nimic, nici măcar Putin. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție.